Dacă tot am atins subiectul privind conflictul transnistrean, în studioul Nord News Live, mulți jurnaliști ucraineni, inclusiv și consilieri prezidențiali, au menționat despre faptul că Ucraina este pregătită în orice moment să ofere ajutor Republicii Moldova în rezolvarea conflictului transnistrean. Este, domnule Grosu, această rezolvare o soluție pentru țara noastră? Cât de sustenabilă este această rezolvare? Depinde ce înțelegem noi prin soluționarea conflictului transnistrean. Soluționare într-un pas sau doi pași, eu nu salut astfel de soluționare, această metodă. Pentru că această metodă de soluționare, repede, așa, fulger, asta înseamnă conflict. Asta aveți asta în vedere înseamnă... pe cale militară, rezolvare. Exact. Asta înseamnă escaladare, asta înseamnă, Doamne ferește, jertfe și așa mai departe. Noi am reușit și, slavă Domnului, că am putut până acum să păstrăm calmul și liniștea pe ambele maluri. Dar noi știm și suntem ambii conștienți, domnule Grosu, de faptul că Federația Rusă și a coaliției săi nu prea înțeleg mesajele diplomatice, din păcate. Eu sunt sigur că odată cu victoria Ucrainei și a Occidentului, da, în acest război, lucrurile o să schimbe diametral opus. Eu urmăresc foarte atent și nu doar retorica, dar și comportamentul celor de la Tiraspol. Chiar dacă ei mai afișează așa o bravadă din când în când, emană niște mesaje care le primesc de la Kremlin, la nivel comportamental sunt un fel de mieluș. Da. Ei înțeleg că, Doamne ferește, în cazul escaladării, da, consecințele pentru malul stâng o să fie dramatice. Bine, ele nu o să fie bune pentru nimeni, nici pentru noi, nici pentru Ucraina, nici pentru... Dar în special pentru ei, care acum sunt dependenți total, da, total, de Uniunea Europeană. Și când spun lucrul ăsta, mă refer la faptul că tot ce produce industria de acolo, dar pe ei interesează în special, iată partea asta, da, de avere economică, financiară. Deci tot ce produc ei este exportat fie pe malul drept, fie în Uniunea Europeană. Tot ce importă ei, da, toate importurile care le fac, medicamente, combustibil, produse alimentare, fertilizanți, tot ce doriți, iarăși vine doar pe frontiera noastră cu România, adică frontiera Uniunii Europene. Deci la nivel comportamental ei înțeleg foarte bine care sunt consecințele pentru ei în cazul în care ei ar, haideți să zic așa, ar coparticipa sau răspunde invitații Federației Ruse să atace Ucraina. Da. Acum ei, mai mult ca noi, urmăresc foarte atent ce se întâmplă în Herson, ce se întâmplă în Donbass. Ei văd succesele armatei ucrainene. Da. Și-au temperat și mai mult mesajul, nu doar ei de acolo, și alții care mai erau chiar și aici la Chișinău. Situații în care eu cred că noi trebuie să mergem pe calea soluționării pașnice, nu cu metode radicale a conflictului transnistrean.